Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. De data aceasta suntem aici cu Counter-Strike 2. Am primit invitații, nici nu mă așteptam, sincer să fiu. Așa că haideți să profităm de ocazia asta și să vedem cum se prezintă noul joc. Ăsta oarecum cred că este continuarea jocului CS 1.6. Adică Global Offensive a fost oarecum un joc de tranziție. Aici avem Dust 2, singura mapă. Deci mai avem de așteptat până la vară ca să putem juca și celelalte hărți. Avem deathmatch, privat și competitiv. Vom juca competitiv, dăm și noi pe un short să vedem cum se prezintă noul joc. Dar înainte de a începe aici meciul, nu uitați și acolo să apăsați un butonaj de like și nu uitați să vă abonați ca să nu ratați următoarele episoade, pentru că, sincer să fiu, chiar aș vrea să fac și o serie de CS, pentru că eu mă joc în timpul liber CS. Însă nu prea am filmat pentru că dau multe rage-uri. Dar să sperăm că poate nu va fi așa acum. Cam așa se prezintă jocul. E foarte luminos acum. Cred că un punct așa minus pe care l-aș da jocului e că lumina este atât de puternică cât textura parcă e, nu știu, spălăcită. Cel puțin așa mi se pare mie. Nu știu ce părere aveți voi. Dacă aveți obiecții de adus, puteți să lăsați acolo comentarii. Eu de ce nu mi-am cumpărat absolut nimic? Ia să vedem. L-avem aici pe bărbatul nostru. Hai să luăm puțin AVP-ul, să vedem cum e joaca pe noul CS2. Eu vă zic de pe acum că eu nu sunt jucător bun de Counter-Strike. Deci veți vedea aici gameplay usurător pentru ochi. Așa că să nu veniți să-mi spuneți în comentarii: băi, nu știi să joci, get out. Ok. Oh, chiar avem lumină acum. Wow. Aia zic. Nu, no, a fost noroc, credeți, eu n-am skill-uri. Ia. Da, nu l-am prins pe ăla. Ok, 8 secunde mai avem până începem meciul de competitiv. Oh, avem lumină mai nou pe Undertunnel. Așa da, nu o să mai fie discuții că e prea întuneric. Avem și un intro. Păi da, câte chestii noi. Adică nu-i chiar intro, în fine, înțelegeți ideea. Bun. Oh, avem picioare. Bine, bă, în sfârșit avem picioare. Dar sincer să fiu, n-am băgat seama că nu aveam pe CSGO. Dar here we are. Avem piciorușe. Hai să ne cumpărăm ceva. O să mergem hai să mergem pe B. Mai am pe A, da. Îl las pe A2. Nu știu dacă putem să schimbăm puțin brightness-ul. Eu nu l-aș schimba. Ia să mă uit eu pe Undertunnel. Mi-a intrat aia? Ok, hai bine. Mamă, avem sunet nou pe Glock. Mamă, m-a rupt cu CPU-ul. Vedem ce face aici cu echipierul nostru. Rămas singur. Vedem că acum sus, sub timer, ne-și scrie că ți-am rămas 4v1. Interesant, interesant. Oricum și ea. Nu cred că reușește. Da, ai venit și de pe short. S-a dus. Da, cam așa. A fost prima rundă. Ia să vedem pe Mamen. Gata, am făcut screenshot. Noi, problemă de război. Acum ne pregătim. Nu știu ce să iau. Să iau un SMG. Ăștia ce-l luat? Da, tot SMG-uri au luat și ei. Vă plac skinurile mele? Dacă da, scrieți 3 în comentarii. O să iau ăsta. Eu nu prea mă pricep aici pe joaca asta. O, mulțumesc. De obicei sunt cursed dacă iau C4. Da. Vedeți ce vă zic? Fiți atenți când vin acum și mă pușează toată echipa. Wow! Ăsta a fost reflex, credeți-mă. Uai, mamă! Da, mai e unul acolo. Dăm rotate. Ăla cred că vine din baza noastră sau... Da, ne-am dus. Eram sigur că-mi vine de acolo. Ce am remarcat acum e că se aude mult mai bine jocul. În sensul că pașii auzi super tare. Chiar dacă e un perete între noi sau chestii de-astea. Asta e un plus destul de mare. Ce plus ar mai fi? Smoke-ul. Da, vreau să ne jucăm puțin cu smoke-ul. Ia fiți atenție aici, luăm astea, uite așa. Și
Să-l punem puțin în practică. Oricum cred că ați văzut și voi mai exact cum funcționează noul smoke. Punem, uite, așa frumos. Hai că l-am aruncat dacă e. Ia fiți atenți și acum dăm aici un aid. Ia. Nice, nice, nice. Aha, vedeți? Gen, poate să fie foarte eficient în anumite cazuri. Da, bun, că eu acum îmi încarc arma, senzațional. Bă, 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 dar nimeni nu mai era cu mine pe mid. Aoleu, ce cu echiperea am și eu. Și ăsta la fel de paletă și ei la fel. Suntem pe locul 2, fiecare cu un kill. Nice, ce pot să mai zic? Da, hai să ne luăm această armă. N-am skin pe asta? Parcă aveam skin. Da, nu mai mergem toți pe long. Mamă, dar așa, ca o parcă se iau de altfel. Ce se întâmplă aici? De ce a luminat acolo cu roșu? Doar eu am văzut asta? Nu mă întrebați de ce o iau pe aici. Vreau doar să văd dacă vine ceva din spate. Sperăm că nu. E cineva aici? 3v2. Mi-o ia oricum. Cineva deasupra mea. Nu! Ah! Vreau să-i dau un scop. Da, m-am panicat. 2v1. Ah, ce frumos puteam să-l fac pe la acolo. Da, a reacționat mai bine decât mine. Eu v-am zis că gameplay-ul ăsta o să, să fie tulburător. Băi, ăla are... Wow, deci, vedeți acolo jos? Acum, când ai un kill, îți apare o carte de joc. Când ai două kill-uri, ai două cărți de joc. Nu știu exact de ce. Nu știu, îmi dă vibe așa de joc de ăsta. Battle Royale, cum arată acum tot ecranul. Adică, au modernizat, să zic așa, puțin jocul. Hai să-l... Păi, n-am bani de acasă. Cred că fac un eco acum. Chiar dacă nu ar fi indicat. Sperăm că poate unul din ai mei face vreun kill și poți să cer de scoarmă. Ok, hai să vedem cum ne descurcăm în această rundă. Băi, eu nu știu cât noroc am avut eu să primesc invitația, că am văzut youtuberi faimoși, efectiv, care n-au primit invitație și i-au rugat pe abonați să le dea contul. Ai mei... Hai, scoate capul. Te aștept. Ai, bă, scoate capul, nemernicule. Aha. Pic. Da, o să mor, o să mor. Nu o să mor. Noroc, nu a fost skill-ul ăsta, vă zic eu. Oricum știți voi că nu-i skill-ul noroc. Dacă mai intră unul pe poartă, fac urât. Stai, 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 cred că avea AWP ăla. Ia, mai e unul pe aici? Nu! No! Bă, ăsta trage în mine! What the heck? Mamă, dar ce skin avem aici? 2v3. Bine, bine, bine. Nu cred, nu cred că nu l-am luat! Oh my god! Cât e close! Ah, cred că mă ajută ăștia. A, taie-te. În sfârșit, bani de AK, bradere. El am aici de toate. Sunt curios cum o să fie pe celelalte hărți. Deci abia aștept lansarea oficială. A, până acum, interesant. Eu sincer v-am întrebat dacă ați vrea să vedeți episoade de CS. Lăsați-mi și asta în comentarii să știu. Cred că aveți vreo 3 subiecte de discutat cu mine în comentarii. Ok. Dăm un smoke la porți. Uitați aici gameplay profesionist. Hai că este profesionist dacă e. Facem schemă. Hai că am făcut schemă, știm să aruncăm nidul. Unul e în B. Cred că e cineva City. Gen vine de pe B. Da, 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 da. Urcă pe aici? Vine vreunul? Aș
putea să-i ajut pe la spate. Da, 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 da. Cred că v-ați spus până la ochi, sper că v-ați spus până la ochi că am făcut o prostie foarte mare. Nu băgați în seamă. Asta te-mi dai eu mai tare, de fapt, sunetul căștii cea. Da, 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 dăm vina pe căști, pe audio. Să vedem. Oricum nu pare că nu mai o să vai de capul meu. Mamă, cum arată ce 4 acum. Wait, abia... Acum am câștigat și noi o rundă. Am înțeles. Hai, mai luăm o dată ca molotovul. Și molotovul are altfel textură acum. Nu mai e full portocaliu. Ești cu de-alea plăcări mov. Deci au dus destul de multe îmbunătățiri. Și grafice și de toate. Și e și optimizat, gen merge în jocul. Deci eu acum, hai că mai vorbim dacă e. Am pe maxim graficile și merge în 150 de FPS, ori no stress. Deci e foarte bine optimizat. Sunt curios și mai încolo ce update-uri o să mai aducă. Hai bă, dă-te încolo, că eu nu știu să trag. Aoleu, help. Zic ești acolo. Am dat-o. Ah, da, bun că mă pușezi. Da, frumos. Câte kill-uri am? A rămas cu 2 kill-uri. A mea are 7. Nice. Altă chestie. Altă chestie mai nouă, acum când tragi prin smoke, se distanțează așa frumos din cauza vitezii cu care trece glonțul. Altă chestie interesantă. Adică sunt chestii noi care o să facă gameplay mai mai interesant. Sunt curios cum o să fie turneele alea oficiale, concursurile. Parcă o să fie ceva mai interesant de văzut. Sincer, eu nu mă uitam că erau boring. Hai, 2v1. Are 5 HP. Da, bubuie bomba. Ba nu. Aoleu, ce flash da meu. Da, am câștigat runda. I mean, asta e ce doream. Hai să ne punem pe joacă serioasă. Mi-au poziția de gamer. L-am frumos asta. Să jucăm cu Pepe Bison. Hai că jucăm cu el, ok. O să luăm MP5, molotov și cam atâta. O să aruncăm C4, că nu vreau să fiu răspunzător. O să mă înjure ăștia la greu. Hai că... Am înțeles. Am aruncat smoke-ul ăla. Glory! 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 Ah! Aia zic. Nu știu de ce am zis glory. Hai, hai, mori, 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 mori. Aoleo, ce frumos, mi-a plăcut, mi-a plăcut, mi-a plăcut. Parcă e mai precis să țintă acum. 5. E mult mai precisă. Mamă, dar bomba asta parcă n-are texturi deloc. Ce e asta? Ce ar mai avea asta? Ah, nu, 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 nu. Fii atent. Hai că... Prost mai sunt. Hai, 1v1. Bine, bine. Sincer, mi-a tremurat puțin păpâneața. 5 kill-uri. Nice, locul 3. E ok. Uite, din nou avem aici introducerea celei de-a doua părți. Jucăm cu Shrek. Call me Shrek. Mamă. Aoleo, BBB. Toată lumea be. Hai să vedem acțiune. Ce acțiune că nu mai merge din tasă să dau cum se cheamă, spectit pe altcineva. Trebuie din mouse. Lăsa și ea. Și aia și aia la wow. Vorbeam de ăla, nu de cu echipierul meu, cu siguranță. Hai să vedem pe aceștia. Mamă. Și bulionul, vedeți cum sare peste tot după ce moare câte unul. E nice. Oare reușim să facem comeback? Ar fi ceva.
Dacă te-a ajuns până aici și nu v-ați plictisit de mine, nu uitați-vă acolo să apăsați un butonaj de like, m-ar ajuta foarte mult. Și subscribe, desigur. Dar na, lumea știu că nu prea dă subscribe, deci m-am obișnuit. Hai să luăm și asta. Hai să ne jucăm puțin cu siringuța. Sincer să fiu pe CS, pe CS GO de fapt, skin-ul ăsta arăta mai bine. Nu știu de ce. Sau poate mi se pare mie. Arată bine de fapt și aici. Prost sunt, sunt prost. Sunt prost. Scoate cap, scoate cap, scoate cap. Hai, scoate-l. Scoate-l. Haide. Te-am văzut. Scoate, scoate-l, scoate-l, hai. A, dar dă-te încolo, te plimbi așa. Să mă pușează de acum. Bă, ce nemernic. Îmi pușcă ceva din spate? Cred că vine ceva din short. Nu! Ah! Am fost cu puțin pe lângă. Voi care dați acum pauza și vedeți că eram la 2 metri distanță cu ținta de el. Dar nu-i nimic. Uitați, ăsta are 2 kill-uri unde asta și are 2 cărți la profil acolo. Nu știu de ce are poză cu un diamant din Minecraft, dar ok. Ia să vedem pe Shrek. N-are niciun kill. Mai nou, altă chestie pe care am uitat să vă o zic. Nu vă mai arată cât damage ai dat la adversar sau cât ți-ai luat. Și ți-o arată la finalul rundei. Asta e puțin ciudat. Adică nu poți să mai spui tovarășului, băi, vezi că e low, e deci 99% un hit trebuie să-i dai. Trebuie doar să-i sari în cap și moare. Prea mai merge treaba asta. Haideți să ne luăm pe 90 să vedem cum se vede skin-ul pe CS2. Decențiu, decențiu. Poate îmi băga el în fund. Dacă mă pușează pe B, nu mai zic nimic. Bi, 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 mă pușează. Wow, leo, dar sare ăla, zici că e Spider-Man. Ce ai făcut, vericule? Ia-te și la ăla, pe window. Măcar și-a luat-o. Sau? Nu cred. Faci că doi se uită pe window. Eu am fost momeala. Mi-a luat-o primul. Poți să-i bulionul. Numai bun pentru pizza. Fără ananas deasupra. Nu-mi place cu ananas. L-a căzut în cap. Păi, eu cu AVP-ul am skill, nu cu siringa. Dar n-am bani de AVP. Cred că mai fac un eco. Sau poate îmi donează ăștia. Da, nu cred. Nu dau ăștia AVP din mână jos. Never ever. 6-5, am făcut comeback, asta e interesant. Suntem pe locul 3 cu 5 kg. Mamă, am 5 kg și sunt pe locul 3 și cu 8 și cu 6. Da. Hai să ne jucă puțin cu Neghevu. Aia zic, cu Neghevu. Hai, nu mai luăm puțin smoke. Aia zic. Sincer, pe CS2 arată mai bine skin-ul ăsta. Ah, bun, că v-ați dus toți pe long. Eu nu mai stau după colț. Nu mai stau că mi-o iau iară. Dăm un smoke. Probabil nu o să mai vină nimeni pe B acum, dar în fine. Vedeți aici? Așa se dă smoke un B, nu acolo. Ca să-i sperii, gen. Sunt detalii. Cred că sunt pe long mai toți. Wow, am văzut-o, am văzut-o, am văzut-o. Mori! Haide bă, da! Ce rahat e ăsta? Da, nu mai zic nimic. E 4v1. Hai, nu o să-i singur, el n-are niciun kill, dar are AVP-ul. AVP-ul magic. Mamă, cum ia colțul. Mamă, deci 6-6. Egalitate. I-am dat pe mut pe așa, că cine știe ce porcării vorbesc. Dar probabil mă înjură pe mine. Ok, ce o să mai facem când suntem săraci lipiți pământului? Spuneți ce părere aveți de skin-ul meu de pe USP. Nici nu mai știu cu cât l-am luat. Da, arată bine. Oh, avem teaser-ul și teaser-ul. Am primit update grafic la animația, nu știu, când electrocutezi pe cineva. O să păstrăm, poate curentăm pe cineva. Da, bine nimic. Și mini harta s-a schimbat. Nu știu exact ce înseamnă toate cerculețele alea. Dar în fine,
Asta ce face, sesiune? Ce, am câștigat? Wow! Ia fiți atenți. Ups. Voiam doar să văd, voiam doar să văd. Stai, testing. Just testing. Sorry. Cred că mă scuipă ăla acum. Și nici n-am putut să văd bine cum arată. O cază irosită. Damn it. Nu mă risc să-l dau pe unmute că... E jale după. În sfârșit nu sunt lăsat singur. Bi-bi-bi-bi. Hai, intrați. Hai că trebuia să fiu stealth. Ca prostul am sărit. Oricum cred că știe că sunt aici sus. Pentru că au auzit că m-am urcat pe Dacia Golan. De fapt e Mercedes. Greșeala mea. Cred că e cineva under tunnel, cel mai probabil. O să-l așteptăm. Uite aici. A, e B? Ia! Bă! E pana mea! Băi, auzeam pași din dreapta, din stânga. Da, de fapt din stânga n-am auzit. Doar mint. Ok, și-a luat-o și ăsta. 7-6... 2v1, poate nu o să reușește să fac o figură frumoasă. Bine, cu UMP-ul. Cu crocodilul. N-am pierdut unul, da. Ok. 7-7. Egalitate. Cine credeți că câștigă? Mai lăsați un comentariu? Lăsați 100 de comentarii acolo. Bun. Iarăși doar cu SP-ul. Cred că mă duc pe long. N-am fost deloc pe long. Și eu pe long mă descurc foarte bine. Pentru că long e ce trebuie. Not short. Long. Ia fiți atenți aici la skill-urile mele de profesionist ce nu sunt. Uitați molotovul. Frumos, nu-i așa? Deci că e molotov din Sons of the Forest. Fac și scânteile și toate astea. Scântei, doamne. Uaaa, era ăla acolo! Ce porcărie. Da, să nu veniți în comentarii să-mi dați pulie la cum joc eu, vă rog, frumos. Să vedem și pe Mr. Boss. Mr. Boss, na, așa ea. Da, nu a luat niciun kill. 7-8. Da. Cam, cred că asta e. Nu o să reușim noi mare lucru. Hai să ne luăm desertul. Ne luăm desertul. Nu știu să joc cu el, vă zic de pe acum. De fapt, nu știu să joc cu nicio armă. E cât cu AVP, da, da, da. Aia zic Mr. Boss, vin după tine. Ia, miese? Dup, nu miese. Ia. Pam. Pam. N-are nimeni. Wow. No. Na, bă, ce pana mea asta așa de prost, nu știu să joc jocul ăsta. Dă-mi vina pe desert. Hai să ne uităm pe altul. Uite-te și la asta. E la fel de bun ca mine. Vedeți? Vedeți? Ia uitați. Pai, ce bun e. Aici a avut noroc. Dar vedeți? Nu-i bun. Ia, yeah. Mr. Boss. Ha, eu am încredere în Mr. Boss. E șeful banilor. Da. Nu știu, mi se pare puțin că am încărcat sus ecranul acolo cu toate detaliile alea. Da, oricum, no, e foarte deranjant. Cel puțin eu m-am obișnuit. Ok, let's go to B. Mergem așa. Very nice. Very good, very nice. Puțin stealth. Da, eu nu cred că o să ia runda. Vă zic de pe acum. Dar fi frumos, facem egal. Și am văzut că rank-ul crește și aici, chiar dacă e test. Ba da, bă, iar unde ești nebun? Eu nu pot să cred. Hai că știam, dar na, am vrut să vă sperii că nu o să o ia. Bine, egal. Ia să-mi curesc pe ce loc suntem noi. Ultimul? Ne, nu, eu, e greșeală. Remiză. Da, băieți,
și fete, dacă sudeți, salutare și vouă. Cam asta e joaca pe CS2. Ce părere aveți? E interesant, v-am zis. O să mai vină update-uri, poate o să mai regleze puțin lumina, mi se pare foarte puternică. Sunt curios pe celelalte hărți cum o se vadă. Am primit ceva la inventar, ia să vedem. Wow, cutiuță, scoatem bani, yes! Ce bine, bun. Ce frumos. Deja, cred că aici vom pune și noi capăt acestui episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonașul de like, nu uitați să vă abonați ca să nu ratați următoarele episoade, iar noi ne vom vedea data viitoare. Pa, pa!